Timp de 2 ani, peste 100 de persoane vârstnice vulnerabile din Roșiori de Vede au beneficiat de o masă caldă și îngrijire la domiciliu în cadrul unui proiect cu finanțare europeană. Proiectul, în valoare de aproape 3 milioane de lei, s-a încheiat în această lună, dar serviciile de îngrijire la domiciliu vor fi menținute încă 6 luni cu susținere financiară din bugetul local. Finalizarea acestui proiect cu impact social a fost anunțată astăzi în cadrul unei conferințe la care au fost prezenți alături de echipa de implementare și câțiva dintre beneficiari. Sunt prezenți și beneficiarii, o parte din beneficiarii acestui proiect. Prin această conferință de presă marcăm încheierea unui proiect care a vizat asistența socială, un proiect foarte important, un proiect care ar fi trebuit să se încheie în august 2022, dar care a fost amânat în cauza pandemiei. Este un proiect care a avut o valoare de 2,1 milioane de lei. Grupul țintă a fost 110 persoane vârstnice, care până la urmă, până la finalizarea proiectului, s-a ajuns prin înlocuirea unora dintre beneficiari la 140. A fost un proiect foarte important pentru că serviciile de îngrijire la domiciliu sunt în creștere, ca să spun așa, sunt vizate și de Uniunea Europeană și nu numai, este o problemă de actualitate ca administrația locală, prin structurile pe care le avem, să sprijinim cât mai mult persoanele vârstnice. Acest proiect, pe lângă activitățile strict de îngrijire la domiciliu, care a constat în asigurarea unei mese calde, pachete cu alimente, pachete cu produse de curățenie, au mai avut și alte obiective. Respectiv, au fost create 19 locuri de muncă, temporar, bineînțeles, cât a durat acest proiect. Au rămas și niște dotări în urma acestui proiect, 4 mașini de spălat, 4 mașini de uscat rufe și 10 aspiratoare. Într-un cuvânt, vreau să spun că personal sunt foarte mulțumit de acest proiect. Prin destinația lui, grupul țintă a fost format din persoane care au beneficiat direct de activitate în cadrul proiectului, ele fiind împărțite în două categorii. Persoanele vârstnice vulnerabile și persoanele angajate ale autorităților, agențiilor publice private care furnizează servicii sociale și de ocupare. Mărimea grupului țintă a fost determinată de numărul de persoane vârstnice aflate în situații vulnerabile în municipiul Roșiori de Vede. Și pentru care noi, de-a lungul timpului, am avut o altă serie de activități. Aceasta a fost în concordanță cu necesarul de personal pentru îngrijirea acestor persoane vârstnice pentru a acredita și licenția funcționarea acestui serviciu social de îngrijire la domiciliu, respectând prevederile legale în domeniu, precum și asigurarea resurselor materiale și umane din cadrul acestuia. Totodată, mărimea și componența grupului țintă a fost în strânsă corelare cu natura și complexitatea activităților care au fost prevăzute și asumate în acest proiect prin contractul de finanțare, asigurându-se astfel premisele unei implementări de succes. Pe lângă masa caldă asigurată în sistem catering, bunicii roșioreni au beneficiat de sprijin la prepararea hranei, menaj și igienizarea locuinței, produsele de curățenie necesare, însoțire în afara locuinței și servicii medicale la domiciliu. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman și de la bugetul local.